Noul update de pe Dead by Daylight este disponibil pe versiunea de teste și așa cum v-am obișnuit, de fiecare dată când urmează să se bage un update pe acest minunat joc, video meu apare ca ciuperca după ploaie. Mai apar ciuperci după ploaie, nu? Adică n-am poluat suficient planeta încât nici ciupercele să nu mai crească, nu? Apăsați butonul de like să vă dea Dumnezeu sănătate pentru că de fiecare dată când e un nou update, toată lumea îmi zice să joc acest extraordinar de șmecher joc care nu este foarte family, dar ce Dumnezeu se întâmplă aici? De ce e caro caracterul meu tocmai acolo și a, în dreapta? Și de ce e restul ecranului literalmente gol? Doi, trebuiau să mute caracterul ăsta mai la... Mai la stânga, nu? Că uite, că de debia de de se vede acolo așa, mă rog, asta e, e, doar opinia mea care este nefondată, iar eu mă oftic de la orice se există pe jocul ăsta. Stai, bă, unde este nou supraviețuitor? Mi-am luat schem. Elodia era și înainte. Unde e? E pe aici și asta e așa, să vedem. O, ele. Iete nou! Mamă, ce îmbrăcăminte șmecher are! What is this? Și de deci ce are părul alb aici și dar gen în aia are părul cu negru? Sunt atât de confuz. Mă rog, cam un sfert de cap este acoperit de face meu, dar prefaceți-vă că nu e acoperit. Bun, ia să vedem ce avem pe aici și niște părcuri șmechere. Dacă vreți să vedeți exact ce fac părcurile astea, puneți să pauză la video. Ce costumații mai are în afară de U, uh, are numai părul alb? Ok, sunt atât de confuz. Ok, nou supraviețuitor arată absolut genial. Îmi place cum arată meniu, oameni buni. Hai să vedem Killerul, pentru că killerul este cică foarte șmecherist. este ceva ce n-a mai văzut planeta Pământ vreodată în viața ei. The Trickster? What? Mi-a crășuit jocul. Numai mie mi se pare ciudat că killerul ăsta arată foarte uman. Adică, mă rog, nu cred că e om, om, pentru că a fost odată om, dar are ochii galbeni acum. ce oameni au ochii galbeni? Răspunsul este că nu. A range killer able to quickly unleash a flurry of blades by using his power showstopper. Ok. Ui, range killer. Ce poate să arunce cu bâta aia șmecheră doare acolo așa care este cu o lamă pe o parte? Dar de ce are bâta cu o lamă pe o parte? Bă, dar vouă, nu vi se pare că Meniu și killerul ăsta și supraviețuitorul Um Vă aduc un pic aminte de Cyberpunk Să-mi spuneți în secțiunea de comentarii dacă, dacă, vi se pare că seamănă un pic tot vibe-ul ăsta cu vibe-ul din Cyberpunk Și uh, abonați-vă la canalul meu de YouTube Dacă mai joc jocul odată o să mă dau cu capul de toți pereții Pentru că nu înțeleg de ce, ce se întâmplă, habar n-am Și am uitat să vă arăt părcurile așa că uite, uite ăsta și cu ăsta și cu ăsta Habar n-am ce face fiecare dintre ele și habar n-am nici cum îi funcționează puterea Dar o să ne dăm seama prin încercare că așa am cel mai bine știi? Ha? Și am rezolvat problema cu creșurile oameni buni. Tot ce a trebuit să fac a fost să trec graficile pe high și nu pe ultra. Ce se întâmplă? Ok, de deci ce era camera în poziția habarnă? Mamă, erau schimbat cum arată jocul ăsta? Sau nu mi-aduc eu bine aminte? Că știu că schimbaseră de data trecută hadu, dar acum parcă e și mai schimbat. A, ah, și în afară de asta am... Um, am limitat puterea procesorului la 99%, am reinstalat întregul Easy Anti-Cheat și am mai făcut o chestie, dar am uitat ce. Și sincer să fiu, nu știu exact care din chestiile astea pe care le-am făcut mi-a rezolvat uh, problema cu creșurile dar... Uh, hello! Aim Blade? Dar de ce reparați voi astea? aia. te -ai așa? Vreau și o să atac, vreau și o să atac la distanță. Mamă, ce șmecher, ataci! Ua, cum dai cu astea? Oh, am nimerit-o! Nici măcar nu știu ce face chestia aia, dar... Oh, mi se pare că trebuie să o nimeriști de mai mult ca să-și să ia damage. Am înțeles, am înțeles. Hei, vino și lasă-mă să te lovesc. Opa. Broie, versiunea de teste, nu te mai învârti până la primăvară! Ok, se învârtește până la primăvară, boys. Ia stai așa că ăștia vor în continuare să repare. Ia încetează tu acolo așa cu reparatul, domnule. O, cred că o să mă bată așa că n-am mai jucat de foarte mult timp de uh, Dead by Daylight. Deci uh, începi cu un număr de cuțite de astea pe care le uh, arunci dacă nimerești pe cineva suficient de mult. Pe bune că au reparat și acolo un mă? După aia mi se pare că... Oh! Hei, hei! Uite ce fac! O, și-a luat damage, uite! Uite, și-a luat damage! Hello! Vin înapoi și lasă-mă să te lovesc încă o dată, Dead! Așa credeam și eu, în sfârșit, niște durere și suferință! Yes, vin un coace să te pun pe cârlig! Bă, de ce șmecher au făcut jocul ăsta! Deci îmi place maxim hadu de acolo din stânga. Îmi place nou supraviețuitor, deci e așa de bine lucrat, comparativ cu primii patru supraviețuitori. E mult mai bine lucrat. Mă rog, ar arăta și mai bine dacă n-aș avea graficile pe uh, high, nu pe ultra, dar... Uh... A, de asemenea, jocul joc la o rezoluție suspectă. Uh, unde, Dumnezeule Mare, e un... A, ah, uite aici. Da, mă, că de aici și-ați mai iei cuțite de astea, știi? Uu, ce șmechere sunt! Hei! Hei, lăsați-mă să vă lovesc! Oh, am lovit o, am lovit-o odată? une! Și cu cât o lovești mai mult Yes! Wow, ce am făcut? Sunt un geniu Ai văzut cum am aruncat și am prins-o până Hei, am un mori parcă selectat Dar nu pot să-i prind pe toți Că funcționează mori ăsta de la numai la ultimul Supraviețuitor Ok, mai am câteva de astea Hai să mai iau câteva și să mă duc să caut alți alt supraviețuitori Dacă aș avea și eu niște părcuri Ar fi o treabă șmecheră Dar o să salveze din nou ăștia, nu? Hei! 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 N-ai voie să folosești aia! Unde e celălalt? Uite-l! Ia mă de aici! -a -a! Câte mai am? A, ah, mai am foarte puține. ah, nu l-am nimerit pe ăla. Hei, hai să batem și noi pe cineva ca să nu zicem... Hei! Ok, vrei să te pun pe cârlig? Bine. Mamă, cum învârte ăsta băta. Bă, hai să recunoaștem. Domnul ăsta e un domn foarte respectabil care a vrut să mă lase să-l pun pe cârlig. L-am văzut pe ăla, l-am văzut, da. E cam prost meciul ăsta că până ajung eu la el. Bă, da, killerul ăsta e destul de încet sau mi se pare mie? Știu că puteam să sparg aia numai că n-am avut de ce. Numai mie mi se pare că e cam încet killerul ăsta, mă, sau? Da, n-am suficiente cuțite de astea. Hei, lasă hei, ăsta în pace, dude. O, oh, bune cai. Ok, are păr. Că mă, dă-mi dă aia, dă viteză, dăm viteză, dude. Bă, am modificat felul în care... Aleargă supraviețuitorii răniți, vezi? Au altă animație acum. Ok, hai să te punem pe tine acum pe cărlig. Dude, dacă m-ar lăsa să-i prind pe trei dintre ei și la al patrulea să-i dau mori, că nu știu băieții că mori. Adică știu că am mori numai că probabil nu știu ce mori am, ce e un pic am enervant că voiam să vedem animația de la killerul ăsta, nu de alta, dar am stat 20 și ceva de... Au, oh, come on, boys, ați deschis... The... Hai, hey, come on, nu scăpați, dude, e versiunea... E versiunea de teste a jocului. Veniți să testați chestii, nu scăpa... oh, o să scape, nu? No? Ok, văd că e ieșirea în partea aia și cred că cineva... E acolo cineva, mă? Bun, nu e nimeni. Ah, au salvat, ok. Ei, vin înapoi. Unde s-au dus? Oh, în direcția aia. am văzut ceva pe acolo. Uite, am văzut ceva. A, ah, o să scape. N-am cum să-i să, cum să prind. Mamă, ce încet e killerul ăsta, bro. Uite, mamă, dar unde vor să se ducă, bro? Hai să aruncăm cu niște de-astea, dar... Revezi pe măsură ce arunci, devii mai, uh, mai precis cu aruncările, știi, inițial. Ok, probabil s-au întors înapoi, când n-am fost atent. Ah, da, au deschis o poartă. Manda ce încet e killerul ăsta și atacurile alea sunt atât de greu de nimerit. Mai ales la început când ataci destul de lent. Hello! Ok. Well, nu vrei să vezi animația de mori, am înțeles. De asemenea, ăștia au părcuri că joacă cu supraviețuitori, iar eu nu am niciun că joc cu killerul ăsta. Și n-am avut, n-am avut puncte să pun. Ceilalți oh, au sunt în cealaltă parte. Come on, băieți, e versiunea de teste. Nu scăpați. O să că oamenii că nu sunt buni la Dead by Daylight. Oh, God damn it. Hey, hi. A, ah, scăpat. <laughs> ok <laughs> What? <laughs> Ce fel a râs ăsta? <laughs> Ok, a fost A fost funny Man, ia uite What is this, dude? Come on, ia uite 10.000 de parcuri mov a, ah, urăsc harta asta. Bă, dar o hartă nouă n-au băgat cei? probabil au băgat, numai că n-am eu mă norocul să mă joc pe ea. Nu se poate așa ceva. A fost slag! Ok, gata, acum așa a revenit. Să sperăm că nu o să fie lag întregul Bun, deci ăsta este noul supraviețuitor. Dacă ai putea să te uiți spre cameră ca să... Pentru thumbnail, tu nu te... Bă, deci femeia asta nu se poate uita înainte, numai așa stă cu gâtul, ori așa, ori așa. Bă, uite... A, ură jocul ăsta, bă, de ce Dumnezeule Mare au făcut animațiile astea? A, uite că vine! Bă, oare, bă, bă, Fugiți, fugiți, fugiți! Fugi, fugi, fugi! Yes, hai să reparăm gener generatorul ăsta noi doi, ia Păi băi, eu sunt un expert la reparat generatoare A, nu-l adun cu ace A! A ajutor A! A Ajutor E gamer profesional De ce vei după mine? Oh, nu o să-mi dea damage de acolo Oh, God da, mi-a mi dat suficient cât să-mi dea damage. Ok, la lasă-mă în pace că timp fug în cealaltă parte a hărții. Yes. Bă, e periculos ăsta, e periculos. Mă rog, și eu aș jucat foarte bine cu el dacă... Dacă... Dacă nu era prima dată când am jucat cu, cu, auzi, cu, cu da. Oh, nice, eu uite că nu mai... Nu mai are lag aia de skill check, bro. Chiar se mișcă în 60 de frame-uri, ceea ce e de apreciat, că pe unele hărți nu se mișcă în 60 de frame -uri. Ok, hai să reparăm generatorul ăsta, după aia vedem dacă mergem să salvăm. O, aș putea să-mi dau heal și să salvez. A, nu mai contează. Eu zic că, uite că facem așa, reparăm generatorul ăsta la 99%, după aia începem să ne dăm self-heal, că am uh, luat părcul de self-heal. Și după aia toată lumea în secțiunea de comentarii trebuie să-mi zică, mamă, eu te ce nume are ăla, family friendly name, exact ca canalul meu de YouTube, bă. La care trebuie să vă abonați, vă rog, băieți, abonați-vă la canalul meu de YouTube. Și fete, și fetele sunt binevenite. Bă, da, numai mie mi se pare că durează o grămadă să, să repar generatorul sau n-am mai jucat eu de mult jocul ăsta? Mamă, și self-care-ul durează mult, dar mă rog, e level 1, e de așteptat să dureze mult. Ăla e din nou pe cărlei. Cred că... Cred că situația e nasoală pentru ăla. E posibil să... Să, să, să o crape. Da. Ok, și ce? Hai să mergem. Hai să mergem să-l ajutăm. Generatoarele poate să aștepte. Prietenia este pe veci. De cel mai multe ori. Până când te cerți, știi? Și după aia... Oh, come on, dude! Vine acum! Ah! Eu nu, asta e diferența dintre meciurile mele de Survivor și alea de Killer. O diferență care, sincer, nu prea, nu prea îmi convine. Hai să folosim toolbox-ul ăsta, că poate terminăm și noi un generator de reparat. Într-una din zile. După aia mergem să salvăm, da? Ok, și-a luat cuțite de acolo. Prietenul meu amic este în un basement undeva. Oare să merg să salvez? O să știe că am fost aici. O oh, spunem că nu vine fix în coace. Oh, vine fix în coace. Știu. Mă duc într-un colț de hartă și stau aici. Nu o să mă găsească aici. Ok, o să mă vadă de la o poștă că costumația mea e neon. Este orb! Este orb, oameni buni! Hai să râdem de el! Ha, ha! Nu vezi bine! Ha, ha! Hai, înapoi să căutăm alt generator. Bă, sunt un geniu al gamingului, dude. De cel mai multe ori. De multe ori, de aproape fiecare dată. Dar uneori îi mai las și pe ei să, să câștige, așa, știi, să nu... Uh. Chiar m-am auzit că au făcut niște schimbări la cum arată totemele astea, dar... Da, să știi că nu, nu mai sunt atât de albe craniile astea, că parcă prea erau spălate cu pervol înainte. Te-ai aștepta să fie murdare, că plopă ele și e pământ peste tot. Iar acum arată un pic mai ok. Mamă ce animație frumoasă. Ok, hai să... Rema -ă, reparăm acest minunat generator, o să ne mai... Uh-oh. nu. nu. Nu, 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 oh my god. Tu nu ești pe treaba ta? L-ai adus fix la mine, tu incompetentule, că eu încerc acilea să trepar generatorul ca să scap și tu mi-l aduci pe... Pe spatele meu. Nu e nimeni în casa asta. Absolut nimeni. O, ăla, dacă mai e lovit odată, cred că e pe jos. A, sau au și-a hit. dă miră la ăla, sigur. Ia uite că e, e cu roșu. Acuși o să-și a hit dacă-și mai ia. Sigur o să creadă că am scăpat de aici și așa că am sărit jos. Deci uite, dă miră la Cred că dacă mai primea o lovitură de cuțit de, 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 de la zburător, aruncător... Cred că și-a luat damage, dar văd că nu și-a luat. Dar era cu roșu, ai văzut? Era cât pe ce să-și ia. Ok, hai să ne coborâm din casa asta. Ca Ceafăru care s-a coborât de Gaming! Let's go! Hai să facem speedrun de deschis poarta. După care o să stăm acolo așa și, și o să lăsăm killerul să vină. Și o să îl lăsăm să ne rănească puțin înainte să scăpăm. Oi, vreau să văd și eu de aproape supraviețuitorul ăsta, dude. Ăla I e min, mean, cam atâta putem să, să obținem. Oh, ăla e, let's go, în sfârșit. Nu de alta, oameni buni, am nevoie de material de thumbnail, ok? Credeți că e ușor să faci un thumbnail la jocul ăsta? Răspunsul este că nu. Gaming? Ah, oh, bă, da, sunteți în cealaltă parte a hărții. Cred că nu trebuia să deschid poarta. Hai să vedem dacă reușim să mergem să-i salvăm, ce ziceți? Pentru că e versiunea de test, adică aș putea să scap aș putea să fiu un gamer profesional. Dar adevărul e că episodul ăsta nu e suficient de lung, așa că... Mai, mai riscăm acolo așa să mai umplem niște timp, știi? Gaming. Bravo, băieți, bravo. Bravo, ce faci, ce faci? Tanchez eu, tanchez eu! Tanchez eu! Am tancat, am tancat un hit! Fugi, dude, fugi! Bă și-a activat aia, uite cât de repede ataca Are o putere specială pe care eu n-am reușit să o activez Da, ai văzut cuțitele erau galbene și arunca cu Cuțite gen 9-8 Că are infinite când își activează aia Și atacă și mai rapid Bine, haideți să o ștergem spre ieșire că văd că cred că toată lumea o să scape, nu? Pe acolo, pe acolo, vamos, vamos a la playa, dude Oh, vezi, ieșirea fix aici Datorită mie Datorită mie, exact. Datorită mulțumită, mă auzi? E, dăm cu să dau heal ca să fac puncte complet inutile pentru că... Oricum e versiunea de teste. Au... Dfmir... Mirkt Ce-ai făcut, bro? Unde e? oh, -oh. Arunca cuțitele. Oh-oh. Hey! Stop, nu mai arunca! Au! <laughs> <laughs> Au! Oh! <laughs> uh, 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 uh! <laughs> ok, hai să o ștergem, hai să o ștergem. <laughs> Poggers în chat, oameni buni. Vă rog, lăsați comentarii, ok? Altfel nu o să se uite lumea la video asta. Ăla e, bro. Ăla e. Iete că am făcut ceva consecutiv timp de nu știu ce. Cui pasă? Mie nu. Poate ție, poate că... Poate... Am mai zis chestia asta. God damn it. Anyway, oameni buni, dacă v-a plăcut episodul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like. Și următorul minunat episod de Dead by Daylight va fi peste... 5 luni, când bagă ăștia update nou pe jocul ăsta, <laughs> o să ne revedem atunci, cine știe. Sau poate o să vreți live-uri cu jocul ăsta, că știu eu ce faceți de fiecare dată când încep un live stream. Pa!